puteți trece. Dar maestru Ione a trimis să recuperăm cuțitul și furculița infinitei devorări. Înțelegi? Vrei să nu mai vorbești cu inamicul ca și cum nu ar fi inamic? Mă faci de râs! Ce-l face pe trollul ăsta să creadă că e muntele lui? Poate că semnul cu muntele lui troll? Nu ar trebui să fiți aici! Poate ne putem înțelege cu el! Cum? Nu! Suntem luptători! Luptătorii nu! Domnule troll, putem vorbi? Desigur. Ah, frate, e un militar. Ne pare rău că am intrat pe muntele dumneavoastră. În cazul ăsta îți accept scuzele. Scuze pentru urletele și mâinile agitate. Uite. Mulțumesc! Spune-i lui Yu că Gary îl salută. Și... Putut să mă faci de râs în halul ăla. Luptătorii UFO nu-și cer scuze. E timpul să învățăm. Mie nu-mi pasă. Pământul, soarele și ploaia hrănesc semințele. Fermierul are nevoie de toate elementele împreună ca să poată crește lucruri. Și de ce trebuie să știm asta? Pentru că o să aveți grijă de toate astea în timp ce eu sunt la târgul recoltei. Apărându-mi recordul la mâncat plăcinte. Ține de 75 de ani și nu o să pierd care acum. S-ar putea spune că fac parte din crema societății. V-ați prins crema? Credeți-mă, a fost amuzant. Vezi, Yang? Chiar și în natură lucrurile funcționează împreună. Atâta timp cât mă faci de râs și ne faci să arătăm ca și o domnișoare, nu te cunosc. Da, câmpul meu de bătaie. Singurul lucru care lipsește este inamicul Cradler. Ne întâlnim din nou. De data asta pe câmpul plăcintelor. Cel mai bun să câștige. O să câștig și când o să... Cum am câștigat? Pare tot atât de palpitant ca privitul la vopseaua care se usucă. Ce facem mai întâi? Nimic, ce parte din... Mă faci de râs, nu înțelegi. Bună, numele meu e Yang. Nu vreau să ies cu tine. Pentru că ești ocupată, dă-mi voie. Ce? Ha! Ești cumva calificat ca măcelar? Nu-mi place să mă laud, dar o să fac. Sunt incredibil de puternic și antrenat cavaler UFO. Păcat că nu ești de la dezinsecție. Avem o mare problemă cu gândacii la fermă. Un gândac? Tocmai am bătut un căpcăun cu o singură mână. Și mă antrenez ca să distrug cel mai mare rău din lume de unul singur. Care rău? Nu știu, dar cu siguranță pot să mă ocup de niște gândaci de unul singur. Cine a bătut un căpcăun cu o singură mână și o să distrugă cel mai mare rău din lume de unul singur? O fană, UFU, o să scap de ea. Ce-a fost asta? Nimic, o să mă duc la fermă ca să mă ocup de o mică problemă. Și nu am nevoie de ajutorul tău, vorbesc serios. Respectă interdicția de apropiere, 20 de metri. Ce să faci, a? Am câștigat, urs gras, ce ești? Mai vedem noi, grămadă antică de răutate. Maestre, eu... Șt, îl intimidez pe Cragler cu calmul meu de gheață. Vroiam să-ți urez noroc. Mulțumesc, dar ar trebui să fie ușor ca plăcinta. Te-ai prins? Ca plăcinta? Fir ar să fie, fato, e de aur poanta asta. Îți mulțumim, cavalere UFU, că ne-ai venit în ajutor. Aș face orice pentru tatăl fetei pe care o plac. Am spus asta cu voce tare? Da! Deci... Unde sunt gândacii? Oh, nu! E numai unul! Păi ați spus că aveți o mare problemă cu gândacii! E mare! Și e din oțel! Fierar! Fierar! O să țin minte curajul tău! Eu mă ascund! Bine, monstruozitate cu 6 picioare! Numai din cauza ta nu-mi place pe mine, Lina. Așa ca să te văd. Știi, pentru o chestie mare și distrugătoare, te miști destul de bine.
nevoie de Yang să se distreze. Pot să fac destule și singură. E, asta nu mă atrage. Nici cursa cu butaie nu-mi place. Și nici de la 3 la 7 picioare sau cursa tentaculelor. Trebuie să fie ceva ce pot face fără Yang. Bănuiesc că ai o strategie. Sigur, îl obosesc. Mai devreme sau mai târziu o să obosească să mă mai bat. O să dureze puțin. Exact de asta, cavalerii Ufu sunt de râsul întregului nostru oraș. Nu m-a ajuns deloc, drăguță. A mâncat cineva afine puturoase? Ia-i abogat aptele puturoase! Ia abogat usturoi! Ce priveliște! Poți să vezi munții, lacul, iepurele care zboară prin aer cu o sabie! Oh, frate! Ăsta e fratele meu! E un program spațial? Ce-i chestia aia? Un gândac de oțel! Tânărul luptător e foarte puternic! N-am mai văzut pe nimeni să ia așa o bătaie! Nu că nu aș fi foarte furioasă acum, dar ești în regulă? Totul e sub control. Desigur, dacă vrea să mă ajuți, n-aș spune nimănui. Și aș prefera să nu spui nici tu. Ce zici? Alta dumneavoastră Ufu? Ai venit să ne ajut? Doamne ferește, nu! Luptătorii Ufu nu au nevoie de ajutor. Ajutor! Spune-le adevărul sau ești pe cont propriu. Bine. Nu sunt luptător Ufu. Sunt încă în formare. Ea nu e nebună. Eu fiu în formare asemenea. Ai mințit? Da, am mințit ca să impresionez o fată. Sunt primul tip care a făcut asta. Am pățit-o. Nu, nu suntem. Ții minte ce a spus maestrul eu despre elementele care funcționează împreună? Nu, nu prea. Dar dacă ai un plan, sunt dispus să încerc orice. Scuzați-mă, domnule gândac, frunze de spanac delicioase! Sunt mai multe, chiar aici după râu! Ce spuneți de puțină apă? Transformare! Începe să cedeze! Acum e momentul! Fă-ți treaba! Da! După ce se termină toate astea, vrei să mergi la mare singuri? Nu! Cealaltă treabă! Eh? Oh, da! E prea dur! Avem nevoie de mai mulți mușchi! Mă gândeam eu! Nu aș trebui să fii aici! Cred că glumești. Am reușit. Adică noi am reușit. Super plan, surioară. Ia stai. E sora ta? Parcă spuneai că e o străină. Cred că așa am spus. Și ăsta e căpcăunul pe care l-ai bătut cu o mână. Nu? Folosind puterea scuzelor pe care le-am acceptat. Frate, asta nu e în regulă. Știu, dar pe de altă parte mi-am învățat lecția și am spus că pare rău. Asta nu se pune deloc. Ia uite cu cine vorbeam eu. Nu vrei să mergem la târgul recoltei? Am putea să ne distrăm împreună. La revedere, Lina. La revedere, In. La revedere, Lina. La revedere, In. M-am distrat de minune azi. Da, v-aș putea privi toată ziua. Ia stai, exact asta am făcut. În plus, am bătut gândacul și tu ai la numărul de telefon de la Lina. Îmi pare rău că am fost rău cu tine. Tot nu-ți dau numărul ei? E, nicio problemă, pentru că oricum nu-mi pare rău. Haide! 97! 98! Nu mai pot. E timpul să trișez. Câștigătorul și în continuare campion. Știi ce se spune, Kragler? Dacă dormi, pierzi. Haide, e super amuzantă poanta asta.